Un adolescent de 14 ani a înjunghiat un alt copil de 12 ani într-un loc de joacă. Elevii s-ar fi certat din cauza unei fete și a unei datorii de 7 lei, spun martorii. Când discuția s-a aprins, unul dintre ei a scos un briceag din ghiozdan și a lovit. Specialiștii spun că în ultimele luni, faptele de violență care duc chiar la crime în rândul copiilor încep la vârste din ce în ce mai fragede. Totul s-a petrecut în doar câteva secunde în parcul din zona Crângaș din capitală. Nimeni nu a avut timp să reacționeze sau să intervină. Chiar dacă victima a ajuns de urgență la spital, agresorul a continuat să susțină în fața polițiștilor că totul a fost doar o joacă. Tot în joacă a tras cu pistolul în trafic. Ieri, un adolescent de 16 ani, după o șicanare, băiatul a scos arma și a luat la țintă un curier. Chiar dacă deținea pistolul ilegal și încălcase regulile de circulație, tot el era nervos când a primit amendă, susțin polițiștii. Chiar dacă în imaginația ta, să zicem, se formează ideea că iei acea armă asupra ta pentru a te apăra în cazul unor potențiale atacuri, te poate expune la a deveni tu un agresor atunci când nu e cazul. Crezi că ești mai puternic având-o și o folosești ca atare. Ei nu pricep că un mare pericol este ceea ce au făcut. De multe ori văd totul ca o manifestare de moment, o izbucnire spontană, ceea ce duce uneori la pierderea de vieți omenești. Nu realizează faptul că ei pot să răspundă sau nu penal. Doar în ultimul an, poliția a raportat peste 2000 de infracțiuni comise de minori cu vârste de până la 13 ani, adică cei care nu au niciun fel de răspundere penală. Peste 1000 s-au încadrat în categoria 14-15 ani, cu răspundere penală limitată, în funcție de discernământul minorului. Cele mai multe, peste 4.000 de infracțiuni, au fost comise de adolescenți de 16 și 17 ani. Și conform datelor, vârsta celor care comit infracțiuni grave scade de la an la an, un fenomen ale cărui cauze sunt extrem de complexe și profunde. În spatele acestor comportamente sunt emoții de furie, tristețe, de apărare, de lipsa atenției. Mediul din care ei provin, sărăcie, lipsa educației, neglijare parentală, încă nu își dau seama la această vârstă de ireversibilitatea faptului. Lor. Săptămâna trecută, trei copii de 9, 10, respectiv 15 ani au omorât un bătrân din Buzău după ce l-au legat și l-au lăsat în câmp să agonizeze, totul ca să-i fure bicicleta, relatează Observator News.ro.